strigam în ajutor ca cineva dintre vecini să ne audă și să o ajute să ne scape pe noi și pe mama din mâinile lui tata. Cineva din familie spunea că este posedat de demoni sau vecinii, când de fapt ea pur și simplu era bolnavă mental. După ce venise de la spital, devenise și adventistă. Și atunci, iată, și mai mari s-au făcut presupunerile cu posedarea de demoni. Mergeam la biserică de Paște, nu știu dacă cunoște, se puneau trei dorințe și una dintre dorințele mele era ca mama să fie sănătoasă. Eu am început să fac banii păscând vacile sătenilor, apoi mergeam cu ziua toate trei mari surori la prășit și primeam câte 10 lei pe zi. Mergeam pe drum și putea să ne se spună, ha, mamă, tăi nebună, a fi bolnav mental nu este ceva de râs. De circa 25 de ani, cetățenii Republicii Moldova sunt în proces de recuperare a identității românești. Redobândirea cetățeniei române a devenit un scop bine definit în sufletele și acțiunile moldovenilor. Dacă cetățean român devii în 15 luni, atunci din momentul când ai redobândit cetățenia, obții pașaportul în 5 zile. Însă ține cont de faptul că valorile de bază în procesul de lucru cu actele românești sunt legalitatea și transparența. Cu o experiență de 20 de ani în domeniu, JusConsult te ghidează și te ajută să fii român nu doar spiritual, ci și legal. Astăzi vă prezint istoria Olgăi. Ea și cele trei surori au avut o copilărie, adolescență și studenție foarte grele, din cauza că mama lor s-a îmbolnăvit mental. Olga a vrut să vină la monolog ca să povestească ce înseamnă să trăiești în casă cu un om bolnav mental și să ne explice că boala nu este o alegere sau ceva de ce ne putem amuza. E un monolog trist, cu multe învățăminte, dar și cu o doză de motivație. Însă, înainte de a asculta istoria, abonați-vă la canal și faceți click pe clopoțel ca să nu ratați când voi publica un video nou. Iar dacă vă plac aceste monologuri, puteți susține continuitatea lor cu ajutorul butonului Mulțumesc, care este mai jos. Funcția e disponibilă doar pentru spectatorii de peste hotare. Mersi! Sunt Olga Soltinski, originară din Republica Moldova. La moment suntem stabiliți cu traiul în Germania. Am 38 de ani. În copilărie am crescut cu un tată alcoolic și o mamă bolnavă mental, anume cu schizofrenie cronică. Și suntem patru fete care, într-o oarecare măsură, ne-a afectat, sau mai mult sau mai puțin, ne-a afectat viața adultă, dar și în special copilăria. Mama a fost întotdeauna o femeie foarte, foarte înțeleaptă și până la suflet. Vorbea foarte cult. Inclusiv vecinile din sat ne-au povestit despre venirea ei în sat, pentru că ea era din sudul Republicii, dar noi am locuit la centru. Și era impresionat de fiecare dată când vorbea. Părinții s-au cunoscut în Ucraina, au fost la muncă în agricultură și acolo s-au întâlnit. Și acolo a început o poveste frumoasă de dragoste. Ca apoi tata să o aducă în satul lui de Paștină, unde a copilărit și să încerce să construiască o familie, să construiască, să zidească o casă. Chiar au construit o casă foarte frumoasă și mare. Dar lucrurile un pic s-au complicat când tata a început să servească un pic cam mult și să fie violent asupra mamei. Au apărut fetele, adică în familie au apărut copii. Sora mea mai mare, la moment are 42 de ani. Mai apoi sora mai mică are 40 și deja eu 38, adică primele trei surori suntem la vârstă de 2 ani, diferență. Și sora mai mică, care este mai mică decât mine cu 7 ani. Și... eu fiind cea mai mică, nu mi-amintesc să fi fost lovită prea des de tata. În schimb, mi-amintesc foarte des cum el își manifesta violența asupra surorilor mele mai mari și asupra mamei. Deci, efectiv, existau momente când noi strigam, țipam, ca să o lase în pace, pentru că el deseori, când se îmbăta, îi spunea că te omor și... noi, efectiv, copii fiind, credeam că asta urma să se întâmple și strigam în ajutor ca cineva dintre vecini să ne audă și să o ajute să ne scape pe noi și pe mama din
din mâinile lui tata. Tata aparent muncea foarte mult, iar de fapt era muncitor, dar nu știu cum se făcea că după muncă sau în timpul muncii servea și venea acasă destul de agresiv, mereu nu-i plăcea câte ceva, mereu fie nu erau plăcintele gata, fie borșul, și ce făcea că întotdeauna se manifesta asupra mamei, în primul rând, și apoi și asupra noastră cu violență. Mi-aduc aminte cum efectiv mama, fiind însărcinată cu sora mea mai mică, chiar tata sărise la ea cu agresivitate. Ce mai făcea la fel, seara se punea la gura sobei, fuma și pur și simplu vorbea despre trecutul lui, despre ce face el ziua sau cum. Adică era toată noaptea, practic el nu ne lăsa să dormim. Cum se manifesta violența asupra mamei, deseori o trăgea de păr sau îi spunea că te omor, sau cu pumnii, inclusiv asupra ei. Pe surorile mele la fel, mi-amintesc cum le trăgea de păr. Mai erau și unele momente vesele, cel puțin mi-amintesc cum se juca cu noi de capra cu treiezi și noi eram treiezi. Astea erau și momentele vesele care mi le aduc aminte. Sau la Crăciun, întotdeauna aveam brad de Crăciun și el cumva încerca să ne înveselească. Dar mamei nu prea era sărbătorie. Nu avea veselia aceea de a se bucura împreună cu noi de sărbători, deși noi ca copii aveam nevoia asta de a ne bucura. Întotdeauna am avut un respect aparte pentru conaționalii noștri care ne duc faima în lume. Iar unul dintre moldovenii cu care ne putem mândri este Dan Bălan, unicul artist din Republica Moldova nominalizat pentru premiul Grammy. Dan a devenit cunoscut pe tot globul după succesul fulminant cu trupa Ozon, fiind autorul și producătorul hitului mondial Dragostea din tei. Vândut în mai mult de 12 milioane de copii și situat în topul charturilor din peste 30 de țări. Cariera impresionantă a celebrului artist a continuat cu proiectul Crazy Loop și cu o mulțime de melodii interpretate de Dan, care au încântat generații întregi de spectatori. A avut numeroase colaborări cu artiști de renume precum Rihanna, rapperul T.I., Tina Carol, Vera Brejneva și mulți alții care i-au confirmat talentul. La 5 ani după ultimul concert susținut în Moldova, cel mai cunoscut artist moldovean revine într-o atmosferă feierică de Crăciun cu un spectacol grandios pe 24 decembrie. La prima aniversare a Arenei Chișinău, într-o atmosferă feierică, Dan Bălan ne invită să petrecem Crăciunul și sărbătorile de iarnă în cadrul evenimentului anului intitulat Magia Crăciunului. Acesta va fi mai mult decât un concert, va fi o adevărată petrecere, care unește artiști din generații diferite și stiluri muzicale variate. Începând cu tinerii interpreți moldoveni Bacota și Cristian Porcari, continuând cu inegalabila Ludmila Balan, dar și cu vedetele muzicii Eurodance, celebri interpreți Hadaway și Mr. President. Pe 24 decembrie vă așteaptă un show grandios pe una dintre cele mai moderne și frumoase platforme, Chișinău Arena, care va aduna la un loc peste 7.000 de spectatori. Bilete găsiți pe linkul din descriere sau intrați direct pe iTicket și afișa.md. Nu ratați ocazia să trăiți magia Crăciunului și a sărbătorilor de iarnă alături de Dan Bălan și invitații săi. Când el venea acasă, pentru noi era frică. În primul și în primul rând ne temeam că o să vină și ceva n-o să-i placă și ceva nu o să găsească sau nu o să găsească ce nu-i place, și atunci imediat o să cadă surorile mai mari sau mama sub acuzație sau sub pumnii lui, și ne era frică de el. Deci țin minte foarte multă frică în copilărie, anume când se venea acasă, deseori venea acasă cântând, deci el pe lângă toate, mai era și un om vesel, întotdeauna cânta pe drum, deci când s-a împărțit în sat norocul. Fost am dus eu la lucru, deci dacă s-auzea de departe cântând, vine tata acasă și noi cumva făceam totul să fie bine,
sau ne feream undeva din, în afara ochilor lui, ne duceam fie în, în ocol la vacă ca să facem curat sau prin casă să facem ceva, ca nu cumva să dăm ochii cu el, ca să nu, nu cumva să, să nimerim sub acuzațiile lui. Pe lângă faptul că tata era violent, la un moment dat observasem anumite momente de neclaritate pentru noi ca copii, cel puțin eu, acum la viața adultă, mi-aduc în minte cum mama îi spunea tatălui că ea merge pe la vecinile din sat. Vecinile, mare majoritate, erau nanile noastre și eu nu, nu făceam logică, nu, nu era logic pentru mine. Acum eu înțeleg că acele erau halucinații, de fapt. Evident că tata se enerva și mai mult pentru că el știa că nu este adevărat. Și la un moment dat, chiar mi-aduc aminte, un vecin a venit și a bătut-o pe mama pentru că el nu știa sau că era de fapt halucinație și era bolnavă, pentru că despre asta noi încă nu știam, noi ca fete, ca familie. Dar a venit prima criză a mamei când sora mea era mai mică, de 6 luni, sora mea mai mică era avea 6 luni. Atunci a fost și prima dată când mama a fost dusă la spital. Și atunci a fost clar că e ceva în regulă. Cineva din familie spunea că este posedat de demoni sau vecinii, când de fapt ea pur și simplu era bolnavă mental. Și atunci când eram mică, pentru noi inclusiv a fost, pentru mine, eu aveam 7 ani atunci, a fost ceva neclar, noi nu știam ce s-a întâmplat. Norocul meu că eu nu am fost acasă în acest moment și nu am văzut, eu doar am auzit ca și ceilalți consăteni. Adică eu venisem de la școală și toți erau speriați, sora mea mai mică era bebeluș încă și eu nu înțelegeam ce se întâmplă. Pe urmă, surorile mele mai mari mi-au explicat ce s-a întâmplat de fapt și eu nu înțelegeam cum asta e posibil. Și s-a început marea rușine, să zic așa, pentru că toată lumea a început să vorbească și cum spuneam mai devreme că se zvonea că este posedat de demoni, pentru că așa este, cu părere de rău, în Moldova, când se vede un bolnav mental, deseori se apelează la sau se presupune că sunt lucruri supranaturale decât că este ceva ce este o boală. Pentru că atunci când oamenii sunt bolnavi de nu au o mână, un picior, oamenii văd asta și înțeleg că este o boală, dar atunci când este ceva mental, adică ceva care este în interiorul nostru, nu se vede. Și atunci oamenii aleg să se dea cu presupusul, aleg să creadă în ceva care este supranatural sau demonic. Bine, în cazul mamei, pe parcursul vieții, noi am înțeles că nu era demonic, era de fapt o boală. Deci crizele ei se manifestau foarte des. Deci, odată mi-amintesc cum la fel venise după spital, după ce venea de la spital, mama era bine, puteam să vorbim cu ea, ne povestea despre trecutul ei, despre viața ei de fată mare, unde a lucrat, ce a făcut, ea a lucrat în croitorie, pe urmă în agricultură, când a venit imediat în satul unde locuiam noi. Și ne povestea lucid. Ne învăța lucruri foarte multe. Când văzduhul cuprins e de gerul, ce acoperă totul cu gheață, via în taină și îmbracă misterul, ca un nou vin să capete viață. Aurelius, primul Ice Wine Sparkling din Europa. Apropo, ea devenise, după ce venise de la spital, devenise și adventistă. Asta înseamnă, ținea ziua 7-a. Și atunci, iată, și mai mari s-au făcut presupunerile cu posedarea de demoni, deci oamenii au ales să presupună aceste posedare de demoni, pentru că a nu fi ortodox, pe atunci, cu 30 de ani în urmă, era rar, pentru că majoritatea oamenilor din sat, cel puțin la noi în sat, erau ortodoxi. Și presupun eu că
când au văzut că ea mai era și adventistă, au zis că uite, mai înseamnă că de asta, că ea și-a schimbat religia, s-a întâmplat. De fapt, nu a avut nicio tangență, pentru că ea cumva citea din Biblie, era pro-Biblie și cumva cerceta și Biblia. Și nu asta a fost motivul că, uite, a devenit cumva bolnavă mental. Alte crize, sau cel puțin pentru mine ca copil, într-o criză a fost că atât de nelucidă era, că i-am întrebat cine ești tu. Și pentru mine asta a fost un, cum, eu copil, mama tu să nu mă recunoști. Deci inclusiv am lucrat cu acest lucru în aspect în terapie, a fost practic unul dintre cele mai dureroase momente, pentru că să nu-ți mama să nu te recunoască ca copil, pentru mine atunci ca copil era de neimaginat. Și eu îi spuneam, mama, sunt eu, sunt fica ta, sunt Olesea, deci eu sunt și ea nu te cunosc, nu știu cine ești. Deci pentru noi, pentru mine atunci m-a afectat foarte mult, le enervau foarte mult pe tata, inclusiv că mai coincidea și cu faptul că ea mergea la adunare de sâmbătă și pentru el era inadmisibil. Cum așa? Tu nu te duci nici la o adunare, deci nu era, cum așa tu te duci, mă faci de rușine, de dublu, și că te duci la sâmbătiști, pe atunci le se zicea, și că ești și nu ești lucidă. Respectiv, uneori se întâmpla că el să țină forțat acasă și mama vroia să se ducă acolo unde vroia ea să se ducă, să simtă. Pentru că ea acolo aparent își găsise un mediu sigur, un mediu în care se simțea protejată, iubită, acceptată și îi se simțea bine acolo și venea acasă, se ruga sau mai citea din Biblie cumva, dar o vedeam altfel când venea de la adunarea aceea, pentru că ea acolo se simțea acceptată. Când venea acasă, tata nu accepta nici cu religia ei, nici cu boala ei și îmi amintesc, de exemplu, într-o criză, mama a început să strice borcanele de 3 litri de un gard. Noi avem un gard de ardezie, da? Deci și a început să strice borcane, era seară, noapte, și iarăși noi am început să o ținem și iată când îți spuneam mai devreme că ei au o forță foarte puternică atunci când sunt în criză, deci noi o țineam, fetele deja nu aveam atât de mare putere, tata o ținea și oricum ea se zbătea atât de puternic că lăsați-mă că nu, astea nu sunt porcane bune, lăsați-mă să scăpăm de ele și ceva de genul ăsta, nu mai amintesc exact. La fel putea să se întâmple și cu vesela să o arunce pur și simplu din casă, că nu avem nevoie de veselă, noi putem să mâncăm dintr-o farfurie. Deci erau crize care noi nici nu știam cum să ne așteptăm, nu știam cum o să se manifeste următoarea criză, dar ea ajungea la spital minim de 2 ori pe an, primăvară și toamnă, și cum spuneam mai devreme, că ea după spital o perioadă era bine. Când începeau certurile în familie și violența, atunci se agrava situația și asta binele dura, să zic așa, într-o lună, două după spital, pentru că ea nu urma tratamente. Eu, de exemplu, acum la viața adultă am ajuns să înțeleg că de fapt asta e o boală, se numește schizofrenie și există un tratament. Și de fapt când eram mică, îmi doream foarte mult să fiu psiholog, îmi doream să fiu profesor și psiholog, să o pot trata pe mama. Și când mergeam la biserică de Paște, nu știu dacă cunoști, se puneau 3 dorințe și una dintre dorințele mele era ca mama să fie sănătoasă. Deci asta era pentru că atunci când, la 8 martie, când majoritatea copiilor scriau scrisori despre, sau compunere despre mama, că mama este blândă, că mama mă ajută, că mama mă așteaptă acasă, eu deseori mi-aduc aminte că inventam. Chiar dacă știam că mama e blândă, dar eu nu simțeam căldura asta și dragostea de mamă, pentru că acolo cumva era o ruptură. Eu nu înțelegeam cum pot eu să mă apropii de mama, că cum să fiu alături de ea. Și la fel se întâmpla și când se vorbea despre tata. Deci eu alegeam să nu vorbesc despre tata,
La fel și surorile mele, deci pentru noi era o rușine foarte mare ceea ce s-a întâmplat în copilăria noastră. Ca să înțelegi, mergeam pe drum și putea să ne se spună, ha, mamă, ta-i nebună, mamă, ta-i bolnavă și tatu, ia uite la dânsul. Deci, pentru noi a fost dublu ca să demonstrăm că, de fapt, noi suntem noi și părinții noștri sunt părinții noștri și noi ne manifestăm fiecare individual în felul său. Și mi-aduc aminte chiar odată o profesor vine la mine și mă întreabă, zice, dai drept ce am auzit? Că uite, mama ta e bolnavă și eu așa. Pentru mine a fost, stai, ea știe, ea mă întreabă sau ea vrea să mă ajute? Deci pe atunci nu exista un ajutor, deși mi-amintesc că era un psiholog în școală, niciodată nu a venit nimeni să vorbească cu noi cum am putea noi să ne manifestăm sau cum am putea noi să depășim aceste crize mai ușor și cum am putea noi să trecem peste crizele mamei mai ușor. Deci nu exista pur și simplu un ajutor psihologic pentru copii de al de mine sau de surorile mele, nu exista. Ca să trăiești cu un bolnav mental este foarte greu. În primul rând nu știi ce te așteaptă, nu știi cum se poate manifesta o criză sau când se poate manifesta o criză. Nu știam noi când veneam acasă, noi nu știam dacă o să găsim sau nu mâncare acasă, pentru că mama, fiind probabil în depresie, eu acum îmi dau seama, ea nu avea o chef uneori să gătească. Și deci veneam acasă, noi nu știam, o să fie mâncare sau nu, chiar dacă mama aparent lucra pe lângă casă, adică era acasă, nu era undeva la muncă. Deci pentru noi era o ruletă rusească, un du-te vino, care noi, o nesiguranță mai bine zis. Și era foarte dificil copil fiind. Eu cel puțin am avut noroc ca să am surorile mai mari ca mine cu 24 ani și ele cumva să îngrijească de mine, în special sora mea mai mare cu 2 ani. Ea practic a asumat rolul de mamă și pentru mine și pentru sora mai mică, pentru că ea la prima criză mamei avea 6 luni. Deci pentru mine acum la viața adultă era un puzzle. Ce am făcut noi cu Rodica, cu sora mea mai mică, când mergeam la școală și ea era bebeluș. Deci eu nu înțelegeam, că nu mi-aminteam, pur și simplu nu mi-aminteam ce făcea cu sora mea mai mică când mama era la spital. Și am întrebat-o pe o nana de-a noastră, nana Larisa, să-i dea Dumnezeu sănătate. Chiar recent am întrebat-o în Italia, zic, nana, pentru mine eu am lucrat asupra trecutului meu și aș vrea să știu ce se întâmpla cu Rodica în momentele când mama era la spital, tata, frate cu păhărelul, și ce se întâmpla cu sora noastră. Și ea mi-a spus că deseori era dusă la nana, adică la vecină, bebeluș fiind Rodica, acolo nana avea grijă de ea, cât noi eram la școală, că după asta preluam noi responsabilitățile de mamă. De asta și noi trei suntem practic, de multe ori pentru sora noastră mai mică, suntem practic trei mame, pentru că mama mai puțin a fost prezentă în viața ei, emoțional vorbind. Deci fizic mama era acasă, dar emoțional mama a fost foarte absentă. Și pentru noi, ca patru fete fiind, unde o mamă are un rol foarte important în viața unei fete, pentru noi a fost practic absență rolul acesta de a învăța cum se face, cum se gătește, cum se ordonează anumite lucruri. Deci pentru noi a fost o absență. Deci noi am învățat una de la alta, una cu cealaltă sau de la vecini. Asta a fost ceea ce am putut noi să ne susținem. Deci noi am susținut foarte mult reciproc una pe cealaltă. Atât boala mamei, cât și alcoolismul tatălui ne-a făcut sau ne-a influențat să ne maturizăm foarte rapid. Când prima criză a mamei, eu aveam 7 ani, sora mea mai mare 9 și cea mai mare 11, sora mai mică avea doar 6 luni, cum am zis mai devreme. Deci noi am preluat, deci eu mi-aduc aminte cum spălam pozunchei, ăștia ștrampei de copil mic, pentru că atunci nu existau scutece. Și mi-aduc aminte cum practic noi trebuia să îngrijim de un bebeluș. Deci nu aveam idee, la 7 ani îți dai seama, dar trebuia cumva pentru că ne făceam pe rând. Și cum am zis, sora mea mai mijlocie
foarte des și-a asumat rolul de mamă. Deci ea ne gătea, pentru că sora mea mai mare, când a fost clasa nouă, a plecat la liceu la mătușa din partea tatălui în Sângerei. Așa au decis ei ca să ne ajute, dar de fapt nu a fost un ajutor, pentru că ne-a luat sprijinul cel mai mare. Și ea a plecat la liceu în Sângerei și sora mea, Liza, a trebuit să-și asume rolul de ocrotitor, de mama familiei, cât mama era la spital. Cum se manifesta când era lucidă mama? Era ca o mamă obișnuită. Adică ne gătea, ne vorbea despre băieți, că să avem grijă de băieți, că băieții pot fi periculoși. Ne vorbea despre Dumnezeu, ne vorbea despre rugăciune, că asta era din partea ei de religioasă. Mergeam la rudele ei din sud, adică ea se manifesta destul de lucid și foarte afectuos, chiar foarte afectuos și era bună cu toată lumea, apropo, era foarte întotdeauna să ofere ajutor de acolo unde putea, deci să ducă cuiva de mâncare dacă putea, deci era foarte, și este bună la suflet, foarte bună la suflet. În schimb, atunci când erau crizele, era pe neașteptate, adică pentru noi era nesigur și foarte confuz. Deci pentru noi era o confuzie totală, pentru că noi nu știam la ce să te aștepți. Am auzit, nu știu cât de sigur este asta, că odată a vrut chiar să unece pe sora mea mai mică, pentru că a spus că este un chin pentru ea că străiască pe pământul ăsta, la Iaz, noi avem un Iaz nu departe. Deci vecinii spuneau că ea a vrut să o arunce în lac. Eu nu știu cât este de adevărat, pentru că eram copil și nu știu câte lucruri au fost adevărate și câte lucruri au fost inventate pentru a agrava boala mamei de spuse. De asta eu chiar nu pot să confirm sau să infirm și nici Rodica, sora mai mică, nu cred că își amintește lucrurile astea, dar se manifesta foarte divers boala. Și putea să ne interzică ceva, să mâncăm sau să nu mâncăm, putea să ne interzică să ne ducem la școală, din senină, așa. Adică se manifesta în diverse aspecte în foarte neașteptate moduri. Deci pentru mine, chiar și acum, nu este o claritate cu ce trebuia să mă aștept. A fost o perioadă în care, în clasa nouă, eu fiind, sora mea mai mare a decis totuși, ea venise după liceu, să mergem la sud, la rudele mamei. Mama este din 10 frați, tatăl are 7 frați, adică au fost 7 frați la părinți. Și au decis sora mea să ne ducem, poate acolo o să ne fie departe de tată, o să ne fie mai ușor. Și am fost la bunica mea, mamuța, noi spuneam, în sudul Republicii. Și atunci... Noi o perioadă am stat la un unchi, toate patru, și mama a stat cu bunica, adică cu mama ei. Și a fost și bine și rău, pentru că în perioada aceea exactă, deci odată și mamuța, mamuța asta fiind bunica din partea mamei, și în noaptea în care deci odată mamuța era doar mama și mamuța. Deci cineva printre altele a acuzat pe mama de la boală, dar de fapt eu nu cred că a fost ceva, a fost pur și simplu mamuța avea răni foarte multe la picior și a fost o sângerare foarte puternică, doar că mama fiind parțial sănătoasă, noi nu am aflat cum s-a întâmplat decesul, decât că a fost găsită dimineață. Și iată, a fost nevoie ca eu să mă duc să stau cu mama o perioadă, eu cu sora mea mai mică. Și atunci a fost pentru mine, a fost la fel o criză, pentru că mama m-a acuzat că eu mă culc cu vecinii. Adică erau niște crize în care eu eram abia clasa noua, putea să mă bată din senin sau să-mi spună că îi pun o travă în mâncare, să nu mănânce. Putea să-mi spună că mănânc tu, că tu ai mai pus o travă. Deci, iată, anume că a insinua că îi punem ceva sedative, deși noi pe atunci nici nu măcar noi dădeam medicamente, era un mod de a se manifesta în boala. Deci, și de multe ori eu îi spuneam, mamă, liniștește că uite, totul e bine, uite, eu mănânc și mă tale cu mine, totul este sigur, dar nu întotdeauna mă credea, pentru că ea era în lumea ei,
era în halucinațiile ei. Și a fost, să zic așa, o perioadă dificilă până noi ne-am întors înapoi în satul nostru, din satul de Paștină, și acolo eu am finalizat liceul și la fel, adică sora mea mai mică deja a rămas cu mama și cu tata și la fel a fost, adică noi practic toate pe parcursul vieții a trebuit să fim responsabile de mama la o anumită etapă a vieții. Și pentru noi a fost o grijă continuă, pentru că, într-un mod obișnuit, ar trebui părinții să aibă grijă de copii, dar în cazul nostru, noi am avut grijă de mama pe locuri și de tata, doar că de el aveam grijă doar când era beat. Când el era lucid, era un om foarte, foarte gospodar, foarte inteligent, el știa spre norocul nostru, în comparație cu alți alcoolici care duceau de la casă, tata aducea acasă mereu. Asta a fost un beneficiu, să zic, a nostru. El aducea întotdeauna, a avut grijă să aducă acasă, a avut grijă să aibă vacă, să avem vacă, să avem cu ce ne alimenta, a avut grijă să avem produse, chiar dacă nu aveam bogăție, dar el avea grijă să nu lipsească pâine de pe masă. Asta a fost un avantaj, totuși, a lui, în comparație cu alții de teapa lui. Tata, când era lucid, era într-o... Acum, eu realizez, era un refuz continuu. Deci el nu vroia să înțeleagă că mama e bolnavă. Deci el inclusiv o acuza că este bolnavă mental, de parcă a fi bolnav este o alegere. Deci eu întotdeauna... am simțit, acum la adult, pentru că atunci nu-mi dădeam seama cum ce se întâmplă, am înțeles că el de fapt refuza să înțeleagă și să accepte că mama este bolnavă și să o ajute pe el, pe mama și pe noi inclusiv. Deci el a trăit într-un refuz continuu și acum, la maturitate, eu înțeleg că de fapt el își neca durerea în alcool. Pentru că el, construind casa care a construit-o el, și intențiile lui de viață, în general, s-a simțit că el avea intenții nobile și a vrut să aibă o familie fericită, să zic așa. Doar că boala mamei împreună cu probabil și alcoolul lui, da, încă ceva, tata fusese tractorist, adică învățase de tractorist și la un moment dat i-au luat permisul, nu mai știu din ce cauză, și el atunci, probabil, tot din cauza alcoolului, și atunci, el atunci probabil și-a necat tristețea dublu în alcool. A lucrat la brutărie o perioadă foarte multă de timp, aveam o brutărie în sat, a lucrat vreo 12 ani și atunci el s-a simțit bine și tot din cauza alcoolului a fost dat afară. Deci, respectiv, din punctul meu de vedere, nu pot să acuz sau să... Deci, asta s-a întâmplat, că el nu accepta viața care o duce, inclusiv boala mamei, și nu mai accepta că are 4 fete, că el întotdeauna și-a dorit și băieți. Mama putea să fie agresivă cu noi doar în cazul în care avea careva ceva halucinații, că noi am făcut ceva. Deci ea, în mod normal, nu era agresivă cu noi. Da? Deci doar dacă, cum ți-am dat exemplu, că i-am pus în farfurie ceva, doar atunci putea să fie agresivă. Cum am simțit sau cum am văzut eu ajutorul din partea fraților și surorilor, după mai multe crize de violență, mama ne-a luat pe toate 4, nu mai țin minte dacă eram 3 sau 4 atunci, dar îmi pare că eram încă 3, adică sora mea mai mică încă nu se născuse și s-a dus la bunica în sat, pentru că a zis că eu nu mai poate din cauza violenței, și eu țin minte ca prin vis că i s-a spus mămuța, Dumnezeu să o ierte, i-a spus că tu ți l-ai ales, tu te duci acasă. Și mama așa cu durere s-a întors înapoi acasă cu noi toate împreună. Pe urmă am mai avut o tentativă când eu eram clasa a doua deja, când după ce făcuse prima criză, și eu țin minte că am mers eu cu sora mea mai mică, iarăși se ducă la mămuța, la fel, să stea acolo câteva zile. Eu chiar am mers la școală, eram clasa a doua,
am mers 2 săptămâni, dacă nu greșesc, la școală și eu atunci mă bucurasem că era liniște. Doar că atunci a venit tata și ne-a luat de acolo, a zis că tu nu stai aici, adu-mi copchii acasă. Și respectiv, grija rudelor, cărora eu le mulțumesc acum, dar acum i-au încercat să ne ajute, dar când eram copii, fie distanța, fie că așa era primit pe atunci că te-ai măritat, du-te. Deci eu n-am simțit foarte mare ajutor. Nu mi-amintesc foarte des fi vizitat mama de către rude sau în general noi să mergem, să fim vizitate de către rudele din sud, deși cumva noi eram vulnerabile pentru că nici mama, nici tata nu ne sprijinea cum erau sprijinite alte fete. Noi am putut să ne susținem reciproc una pe cealaltă, respectiv noi am încercat să învățăm bine. Bun, eu fugeam de lucru și mă duceam să citesc, mie îmi plăcea foarte mult să citesc și știam că tata avea o vorbă, învățați că pentru voi învățați. Și eu știam că doar învățând o să pot să ajung undeva, pentru că înțelegeam că părinții mei nu o să mă susțină și la fel și surorile mele. Pacostea a căzut peste sora mea, mai mare ca mine, de 2 ani, pentru că ea trebuia să-și asume responsabilitățile casnice și nu prea avea timp să învețe. Dar noi ne-am susținut reciproc una pe cealaltă, inclusiv atunci când nu aveam bani financiar vorbind, noi am început să mergem, eu am început să fac banii păscând vacile sătenilor, apoi mergeam cu ziua toate 3 mari surori la prășit, și primeam câte 10 lei pe zi. Cum mă simțeam eu cum pășteam vitele sătenilor sau când mergeam la prășit? În primul rând, să zic așa, mă simțeam neajutorată, dar totodată mândră că mă pot autosusține. Noi nu am primit ajutoare gen cum acum multe familii de social vulnerabile. Pe atunci nu erau, erau 30 de ani în urmă, nu se ofereau ajutoare nici de la primărie și nici nu veneau cineva să ajute. Deci, respectiv, cumva noi am înțeles că noi trebuie să muncim pentru noi, pentru fiecare dintre noi, pentru că așa putem să mergem la școală, pentru că noi trebuia să muncim vara ca să putem să ne permitem să cumpărăm caiete, haine. Deci trebuia să facem asta fiecare pentru sine. Mama a început să primise grupă și țin minte că primea o grupă de 400 de lei pe atunci și da, ea când primea grupă, ea nu știa cum să o împartă, inclusiv și pentru noi la școală, și țin minte că pentru ea banii, mai ales când era financiar, deci reprezenta o problemă pentru că nu știa cum să îi împartă. Și ea, iată, uneori chiar se trivojea, că noi așa spuneam, uite, mama iarăși s-a trivojit în sensul că emoțional, pentru că ea nu știa dacă primea cei 400 lei, cum să îi împartă pentru noi toate patru ca să avem toate câte ceva. Deci dacă era lucidă, de multe ori banii îi schimbau starea și pentru că efectiv ea trebuia să îi împartă pentru noi toate patru. Și mai exista și la Biserica Adventistă, era și zeciuiala, deci și zeciuiala ce trebuia să o mai dată. Deci ea era destul de riguroasă și în religie, să zicem așa. Când deja eram adolescente, da, ieșeam cu băieții în sat, dar cumva de fiecare dată eu, de exemplu, când ieșeam cu cineva din sat, întotdeauna mă întrebam dacă el știe despre familia mea. Dacă ieșeam cu cineva din afara satului, la fel, cum să-i spun și dacă merită să-i spun, da, despre viața mea. Inclusiv când am mers la facultate, foarte multe persoane, am ales să nu spun despre asta pentru că eu vreau să zic, eu sunt eu și nu părinții mei. Și colegile mele de facultate, când eu le povesteam despre viața mea, dar tu nu arăți așa, pentru că eu alegeam să ascund, să camuflez tot ce aveam acasă și nu am dat niciodată de bănuit că uite, provin într-o familie din care provin. Asta era cumva și o fugă, dar și o fapt că vroiam să fiu văzută pentru cine sunt eu și nu pentru cine sunt părinții mei. Noi inclusiv de foarte multe ori ne-am întrebat dacă boala mamei este genetică
sau este o boală provenită din cauza violenței. Și la cum se manifesta mama când tata era în preajmă, eu bănuiesc foarte mult că s-a agravat situația din cauza violenței, din cauza violenței fizice, emoționale, care era supusă mama. Și respectiv, foarte mult s-a agravat situația. Deci eu nu cunosc dacă a fost cumva, s-au manifestat crize și în adolescență. Deci pentru mine încă și asta este un mister. În familie nu s-a vorbit, decât cum am menționat mai devreme, tata mai pomenea de anumite aspecte, dar eu nu știu ce să cred sau nu, cum a fost până ne avea pe noi. Dacă ne-a afectat sau cum se manifesta pe noi, pe mama, pentru noi a fost în primul rând rușine. Noi fiind patru fete și având trecutul care l-are noi împreună cu părinții, pentru noi în sat era o rușine să mergem pe drum. Rușinea ne-a marcat foarte mult și cumva crește ca nu cumva să fie pomenită mama și nu cumva să fie pomenit trecutul nostru. Deci, cum ziceam, eu am ajuns la facultate într-un refuz continuu, într-un refuz în sensul ca nu cumva să se afle cine sunt părinții mei, ca nu cumva să se afle că, uite, eu sunt cine sunt. Și când auzeam, tata avea o vorbă, surcica nu sare departe de trunchi, și eu întotdeauna spuneam că, ba da, surcica sare departe de trunchi, adică noi putem să fim altfel și noi putem să trăim altfel viața. Asta nu înseamnă că noi ne negăm părinții. Deci mai târziu, când tata, un lucru interesant este că când eu dădusem la facultate, în general noi toate, adică 300 dintre surori avem facultate și tata nici nu știa că sunt la facultate sau el știa că sunt la Chișinău. Și ce mai faci tu, dragul tate? Atât avea întrebare, deci el nu a contribuit cumva financiar sau să ne ajute pe noi la facultate. Deci noi, cum am zis, ne-am ajutat reciproc una pe cealaltă ca să ajungem unde suntem acum. De ce am ales să vorbesc despre trecutul meu? În primul rând pentru a mă elibera pe mine și pe mama mea și pe tata, pentru că faptul că ei au acționat sau au fost cum au fost și sunt cum sunt, că mai este mama în viață, Dumnezeu să-i dea sănătate. Deci asta nu înseamnă că refuzăm de părinți sau ne negăm părinții. Părinții noștri, ai mei, mama și tata, au putut să ne ofere ceea ce au putut ei, pentru că mama nu a ales să fie bolnavă, tata, bun, nu știu dacă a ales să fie alcoolic, bun, este și asta o alegere, dar a fi bolnav nu poți să alegi. Și respectiv, acum, la viața adultă, eu am înțeles că dacă nu o să-mi accept trecutul și dacă nu o să lucrez asupra lui așa încât să nu-mi afecteze prezentul, nu o să pot pur și simplu să le ofer copiilor mei o viață conștientă, fără agresivitate, fără ca eu să fiu echilibrată, pentru că dacă nu mi-aș accepta trecutul, ar fi dificil, inclusiv pentru mine, pentru cei care mă înconjoară și cei care am relații apropiate, să zic, pentru că vrem, nu vrem, trecutul ne marchează în viața prezentă, chiar dacă îl acceptăm noi sau nu. Și atunci când eu, în calitate de adult, înțeleg că părinții mei nu au făcut asta conștient, și atunci când accept că așa a fost să fie și dacă părinții mei nu ar fi fost cum au fost, eu nu aș fi probabil aici în tot ce fac și ce desfășor, și am ajuns să-mi accept trecutul. Un alt motiv de ce sunt aici sunt pentru a ajuta pentru a vorbi despre bolile mentale public, pentru cu părere de rău se vorbește prea puțin despre bolile mentale, cum am spus și mai devreme, pe cineva care este cu un picior, fără un picior, fără o mână sau care este lovit undeva, îl vezi. Pe cel care este bolnav mental nu poți să-l vezi și nu poți să-ți dai seama și nu poți să-l înțelegi adesea. Oamenii cu depresii, eu am întâlnit foarte multe persoane cu depresii care pur și simplu nu-și mai văd rostul vieții. Și despre asta, hai, du-te și lucrează. Despre, cel puțin despre mama, eu pot să vorbesc că ea era în stări în care pur și simplu nu avea chef să se ridice de pe pat.
Și despre cum eu pot să o ajut sau să-i spun du-te și lucrează când ea pur și simplu nu avea stare să se ridice de pe pat. Când era în momente de luciditate fizică, era aptă, adică nu era nici slabă, nici grasă, respectiv era, nu puteai să zici du-te, nu, du-te sau nu te duci la lucru, sau de ce nu te duci la lucru, când de fapt ea emoțional nu era bine. Când mama, când avea momente de luciditate sau să mergea să vorbească cu cineva, mulți nici nu, care nu știau despre boala ei, adică nu puteai să-ți dai seama dacă este sau nu cumva afectată mental. Și respectiv, dacă auzeau despre asta, asta e imposibil, nu este așa. Deci, sau tata, datorită violenței sau vorbele lui, o face nesănătoasă mental sau nebună. Deci nu, boala mentală nu se vede sau nu poate fi cumva acceptată de cei din jur până nu trăiești cu cineva bolnav mental sau ești înconjurat, tu nu poți să înțelegi. Acum, când eu am început să vorbesc despre mama, despre trecutul nostru, eu am înțeles că de fapt sunt foarte multe familii, în special în Republica Moldova, care au fie cunoștință sau familie care au bolnav mental. Da? Deci, și nu știu cum să descurce, nu primesc ajutor din partea altor persoane, pentru că cineva care este sau trăiește cu un bolnav mental are nevoie de susținere. De multe ori, cei din exterior nu pot ajuta. Da? Deci nu pot ajuta pentru că bolnavii mental nu stau cu alți străini, decât cu cei apropiați, strict apropiați, sau cu personal calificat. Și oamenii care au bolnavi mentali în jurul lor, pur și simplu au nevoie de susținere, da? Deci, sau înțelegere. Pentru că asta este foarte dificil până nu ajungi să trăiești. Apropo, am mai învățat ceva în copilărie. Noi aveam vecine care se râdeau de mama, de noi, că mai târziu să mama lor se îmbolnăvească la fel mental. Și asta ce vreau să zic, că de fapt a fi bolnav mental nu este ceva de râs. Sau a fi sau avea pe cineva din anturajul tău bolnav mental nu este ceva de care ai putea să faci amuzament. Deci în era în care trăim, noi toți am putea fi afectați cumva, într-un mod sau altul, de o boală mentală. Deci fiecare dintre noi este cancerul secolului nostru sau deceniului nostru, vrem noi sau nu vrem să acceptăm. Cu cât noi conștientizăm acest lucru de să avem grijă de sănătatea noastră mentală, să avem grijă de cei care eventual se confruntă, cei care sunt în depresie, să putem să-i ajutăm sau să-i susținem, cu atât mai ușor o să ne fie și nouă personal, ca să înțelegem cum putem depăși sau cum putem accepta boala sau starea altor persoane. Când noi eram deja adolescente sau mai mari, plecasem la facultate, tata a rămas o perioadă doar cu mama singură și s-au inversat rolurile, pot spune, pentru că tata slăbise fizic, slăbise și în putere, el nu mai avea acea forță fizică care o avea când era tânăr. Respectiv, mama în crizele ei era mult mai puternică decât el și se întâmpla așa că el deja se temea, tata se temea de mama și era mai liniștit. Chiar eu mi-aduc aminte, deja eram și eu adultă și i-am spus eu, deja eram destul de, i-am spus niciodată să nu mai îndrăznești, mai lovești în mama. Deci eu practic mi-am asumat roluri de protector, să nu mai îndrăznești, să lovești în noi sau în mama. Eram anul întâi sau doi la facultate, în care i-am spus nu mai lovești niciodată în mama sau în noi. Asta a fost un ultimatum și de atunci nu am mai lovit. Eu cel puțin nu mai amintesc să fi lovit în cineva dintre noi. Și spre sfârșitul vieții lui tata rămăseseră doar ei doi. Uneori se mai ducea la spital mama, că după spital era bine, după iarăși revenea iarăși în starea ei. Deci când ne duceam acasă, auzeam diferite istorii, că mama se ducea pe la vecini pentru verificări sau proteja casa, pentru că ea cumva totuși avea anumite halucinații, că totuși vecinele invadau spațiu și asta era, cred că, una dintre marile ei probleme, că vecinele invadau spațiu și pe toate avea cumva o anumită ranchiună. Deci ea nu era un pericol public, dar totuși toată mahlaua o știau și totuși se temea de ea într-o oarecare măsură.
Tata a decedat, a făcut cancer la stomac și a fost foarte brusc. Deci noi nu am știut despre acest lucru. Până într-o zi în care am fost sunat că a fost găsit într-un șanț leșinat. Am fost sunată, imediat am plecat acasă. Era și sora mea mai mică, ajunsese și acasă de la facultate. Și am fost sunată să-l ajutăm. Am chemat repede salvarea, am mers la Strășeni. Acolo ne-au spus că este e grav, deci cancerul de stomac efectiv era destul de grav și ne-au spus că fie, dar el era și foarte, foarte slăbit, adică noi nu am, el nu ne-a spus ceva de genul. Deci, cum spuneam, el spre sfârșitul vieții era mai conștient, deci sau noi îl vedeam prea rar ca să înțelegem că, de fapt, el băia, dar băia mai puțin. El a încercat deja să aibă mai multă grijă de mamă, cumva. Adică el a înțeles că este soarta lui și trebuie să o ducă, dar nu a mai putut, probabil. Și atunci țin minte că eu m-am dus cu el la spital și am făcut un rentgen. Și pentru mine atunci am înțeles că a fost importantă relația cu el. A fost cumva dureros pentru că prin toate crizele care a fost, el a fost și un om bun, doar că nu a știut cum să-și trăiască durerea. El nu a știut cum să accepte durerea și unul dintre... Noi vorbisem atunci cu surorile ce facem, pentru că medicul m-a pus pe mine, că eu eram mai mare atunci prezentă. Mi-a spus că, uite, el e pe moarte. Putem să-i facem operații, dar nu e 100% că el să trăiască. Dar și dacă îi facem operații, el are nevoie de minim 2-3 zile de recuperare, că organismul lui e foarte slăbit. Sau putem să-l lăsăm să moară. Și eu am vorbit cu surorile deja și am spus ce facem. Facem operație, dacă nu greșesc, era 12.000 de lei. Și am zis că hai să facem operație, dacă asta e o salvare, hai să facem operație, lăsăm timp să recupereze și să-l operăm. Și eu m-am dus la el și am spus, uite, tată, mâine sau poimâine, cum te recuperezi un pic fizic, trebuie să facem operație. Și el mi-a spus că ai grijă de tine, aveți grijă de voi, dragul tati, și aveți grijă de găini. Și a fost cumva, atunci m-am dat seama că a fost cumva regretul lui, că el n-a putut să ne ofere și n-a putut să fie susținere pentru noi, pentru că el înțelesese că noi ne-am autorealizat fără prea multă implicare a lui și a mamei. Și el a înțeles că putea face mai bine. A fost cumva mama. Mama a fost prezentă la mormântare. A fost acolo. Nu știu cât de conștient a fost. Noi am mormântat pe tata și următoarea noastră problemă a fost ce facem cu mama. Pentru că noi nu mai eram niciuna acasă, nu mai eram niciuna în sat. Și trebuia să decidem ce facem mai departe. Sora mea mai mică era la facultate, nu aveam cum să o rupem de la facultate că este acasă cu mama, pentru că ea avea nevoie de supraveghere. Singura nu o puteam lăsa pentru că ea putea să se scoale noapte, să se ducă pe afară, putea să se ducă prin la vecini, putea să intre, fără să facă nimic, pur și simplu să se ducă pentru verificări. Deci așa era stilul ei de a verifica că totul e în regulă. Și de asta eu am mers pe la primărie și am zis ok, ea nu este un pericol social, dar totodată noi nu putem să fim aici acasă pentru că noi avem viața noastră, fiecare dintre noi. Și dacă putem să o ducem la un azil de boli mentale,
la care am primit refuzuri peste refuzuri. Au zis că voi sunteți fete, voi sunteți fetele ei, trebuie să vă asumați, cineva trebuie să stai cu ea. Și chiar eu personal am mers și la minister, am mers la Ministerul Sănătății, am mers să zic ok, cum eu pot să am grijă de mama fiind într-un apartament în chirie în Chișinău, sau surorile mele, că sora mea mai mică era la Chișinău în cămin, deci fizic noi trebuia să renunțăm la viețile noastre ca să ne ducem în sat să avem grijă de mama, deci fizic era imposibil. Unica ce a fost posibil a fost atunci, țin minte, să fie internată în spital 3 luni concomitent, că în acele 3 luni de zile să decidem noi ce facem cu mama. Și după 3 luni au zis, noi trebuie să o eliberăm, noi nu mai avem încotro, face ce vreți. Și a fost, sora mea era acasă, încă nu plecase peste hotare, sora mea mai mare cu mine 2 ani de zile. Și am lăsat, a fost o decizie să o ducem la ea o perioadă, deși pentru ea a fost o incomoditate într-un sat străin, pentru că era în satul soțului și a fost o incomoditate, nu știa cum o să reacționeze, pentru că în satul nostru de Baștină deja toată lumea o știa, dar într-un alt sat să fie o poveste tristă și acolo, sora mea nu mai vrea să dea și de rușine și acolo. Dar totuși, sora Liza a fost răbdătoare, a avut foarte multă răbdare, i-a dat tratament și dacă lua tratament, era foarte liniștită, atâta timp cât ea, nu întotdeauna, apropo, vroia să ia tratament, deci era nevoită să-i pună în ceai, în mâncare, cumva să ascundă pastila, ca nu cumva să o vadă, că atunci când lua tratamentul medicamentos era mult mai adecvată și nu pleca, adică stătea strict în casă. Și asta a continuat vreo 4-5 ani de zile, când atât eu cât și sora mea mijlocie am decis să emigrăm și atunci ce facem cu mama? Deci noi toate patru, de fiecare dată când a trebuit să schimbăm sau să luăm o decizie importantă în viața noastră, prima întrebare era ce facem cu mama? Deci pentru că noi efectiv nu ne putem vedea nici de viața noastră, nici să o purtăm pe mama sau să... Noi ca fiicele ei ne putem asuma responsabilitatea, dar nu putem să lăsăm și pe umerii soților noștri această responsabilitate, pentru că noi deja știam, noi am copilărit cu mama, știam cum ar fi putut să reacționeze, deși niciodată nu eram siguri, dar nu puteam să punem asta în cărca copiilor noștri sau a soților noștri, pentru că asta este foarte dificil. Și atunci am decis la o soluție care era unica existentă, să meargă la un azil privat, contra cost. Este destul de costisitor, deci mama are deja 5 ani și un pic de când este la un azil privat. Achităm acum, cred că vreo 13 sau 14 mii de lei lunar. Este costisitor, noi contribuim fiecare dintre noi cu o sumă financiară, pentru că este unica soluție. Ea acolo urmează tratament, adică noi avem grijă ca ea să aibă tratamentul întotdeauna, ea este îngrijită, ea se comportă foarte adecvat dacă și ia tratamentul, deci respectiv noi stăm fără griji, că ea este în mâini bune și noi suntem liniștite și nu mai trebuie să punem în cărca una dintre noi. Sora din Spania, sora mai mare, spunea la un moment dat că eu o iau la mine și am grijă de ea, de mama. Și noi am realizat că nu este o soluție pentru că ea are 3 copii, are soț, care la un moment, pe o perioadă scurtă, ar putea accepta, dar nu pentru totdeauna, pentru că este dificil să ai în familie sau în anturajul tău un bolnav mental. Și atunci unica soluție a rămas pentru moment și pentru cât o fi posibil și cât o să ne permitem să fie la un azil. Și ea este bine îngrijită și foarte, foarte bine acolo unde este, cel puțin din punct de vedere medicamentos. Desigur, este ușor să judeci că noi suntem 4 fete și uite, am abandonat-o pe mama la un azil. De fapt, în Europa și în toate țările dezvoltate, bolnavii mentali sunt sub îngrijirea persoanelor calificate și nu sub îngrijirea familiei. Și este un fapt destul de normal, ar trebui să se întâmple acest lucru și în Republica Moldova, pentru că a avea în grijă ta un bolnav mental este destul de delicat. Da? Deci, practic, trebuie să renunți la viața ta personală
pentru a avea în grijă ta un bolnav mental. Asta fie presupune că tu să fii plătit de stat, pentru că inclusiv în Germania, unde suntem noi acum, cunosc personal cazuri în care familia, cineva din familie își asumă această grijă, dar ei sunt plătiți cu un salariu integral. Adică sunt angajați oficial de a avea grijă de acest bolnav sau este la un azil. Și sincer, eu cred că azilurile de fapt în Republica Moldova este foarte mulți părinți, pentru că eu am lucrat foarte mult și inclusiv cu persoanele în etate aici în Moldova și am observat că sunt foarte mulți bătrâni singuri. Și decât să fii singur și neajutorat într-o casă pustie în care poți să decedezi în fiecare zi, este mai bine să fii într-un azil unde știi că ești în siguranță, unde știi că este mereu hrănit și supravegheat și este mult mai sigur ca un bătrân, fie el sănătos sau bolnav mental, să fie într-un azil decât într-o casă singuratică în care nu pășește nimeni, în care nu are cine să facă focul sau dacă este cineva în sat care are în grijă, el poate să vină o dată de două ore pe zi. Pentru că noi am evaluat și această posibilitate, dar totodată noi am gândit că cineva străin, că să aibă grijă de mama noastră, ar fi fost mega dificil. Noi eram dispuse și să plătim, dar am conștientizat că ar fi fost foarte dificil. Dar știu cazuri în care sunt persoane din sat care au grijă de bătrâni, dar este mult mai bine, cel puțin în experiența noastră, mama spune că este ok, atâta doar că vrea acasă să vadă casa. Nu am, din partea surorilor și fraților mamei, nu am simțit judecată, pentru că situația face că un frate de-al mamei mai fusese la fel bolnav mental, acum a decedat, fratele mai mare. Și cumva în familie probabil se cunoaște. De asta și pentru mine este încă un mister cum este de fapt la mijloc. Și nu am simțit judecată decât că de fiecare dată noi amintim că asta a fost unica soluție și cea mai bună și cea mai potrivită pentru mama și pentru noi, ca noi să ne putem continua viața și să putem avea o viață obișnuită. Și nu am simțit. Poate să ne judece cei care nu cunosc situația sau care nu cunosc cum am trăit noi din copilărie până acum. Cum sunt eu, pot să vorbesc despre mine și surorile mele, suntem la moment destul de bine, atât emoțional cât și pot să zic social. Personal, dacă ar fi să vorbesc despre mine, sunt activez în educație în Germania, respectiv pot să activez, să organizez unele evenimente pentru moldovenii din diaspora din Nuremberg și respectiv în familie am doi copii, soț, deci sunt soț care mă înțelege și cunoaște trecutul, îmi cunoaște rănile, deci eu îmi permit să fiu vulnerabilă cu el și cred că dacă nu aș fi avea un soț înțelegător, pentru că deci nu aș putea fi aici acum. Deci pot să spun că noi, eu cel puțin despre mine pot vorbi, că am acceptat de unde vin, înțeleg de unde vin și totodată asta nu m-a împiedicat să fiu cine sunt. Pentru că eu am înțeles că doar datorită părinților mei sunt acum aici, deci atât genetic cât și biologic, dar și datorită trecutului, pe mine trecutul cel puțin m-a propulsat, adică fiind în condițiile care am crescut, am înțeles că dacă nu o să îmi asum eu responsabilitatea pentru propria viață, nu o să-și asume nimeni. Deci eu niciodată nu m-am bazat că o să facă mama sau o să-mi trimită mama mâncare sau tata mâncare. Eu a trebuit să supraviețuiesc și să merg înainte singură, fără a pune viața mea în cârca cuiva. Și cred că asta, trecutul m-a ajutat să fiu aici și să-mi asum responsabilitatea pentru propria viață. Schizofrenia este un termen foarte neclar pentru foarte multă lume. Schizofrenia este o boală mentală care se poate manifesta în diverse feluri. Bolnavul poate avea anumite halucinații, dublaj de personalitate sau poate reacționa în diverse moduri neașteptate de către cei din jur, inclusiv agresivitate și verbală și fizică. Deci fiecare bolnav se manifestă diferit în dependență de gradul de schizofrenie care îl are, dar schizofrenia poate fi ținută sub control.
nu tratate neapărat, deci se fac acum cercetări la nivel neurografic de a fi tratate, dar se poate fi menținute. Deci în țările dezvoltate, mulți schizofreni lucrează sau activează în mediul public, da? Deci se cunoaște despre acest lucru, oamenii sunt sub tratament și oamenii activează. În Moldova, cu părere de rău, a fi schizofrenic este un diagnostic pe viață și este viața ta este, nu mai ești nimeni. Pentru că nu se urmează un tratament, pentru că bolnavii nu sunt subținuți sub control, pentru că automat ești calificat ca nebun, de către social inclusiv, și automat ești inapt. Dar, inclusiv în cazul mamei mele și în cazul în care eu cunosc, deci atunci când un schizofren, când este boala depistată, este sub control medicamentos, atunci poate fi menținută cu foarte multă luciditate și un schizofren poate evalua și poate să-și controleze cel puțin crizele. În Moldova, ce am remarcat, inclusiv, nu știu dacă ați observat, prin centru sunt foarte mulți bolnavi schizofreni. Deci reacția în Moldova este amuzament sau neînțelegere sau oamenii pur și simplu se feresc de acești bolnavi. Sau filmează, da, foarte, foarte des, ca cumva să fie postate pe rețele. Eu mulțumesc, să zic așa, de multe ori lui Dumnezeu că atunci când mama a avut crizele cele mai grandioase, nu au existat TikTok-uri și social media, pentru că nu aș fi dorit să o văd pe mama mea în rețele sociale, pentru că este viața ei privată și este modul ei de a se manifesta și a nu alege să fie bolnavă. De asta eu cred că ar trebui să încetăm să filmăm anumite momente cu bolnavii mental. Deci este să încercăm să ajutăm. Pentru că în Europa, de exemplu, când vede cineva, eu deseori văd oamenii strigând, vorbând cu sine în Europa și oamenii merg înainte ca și cum nu ar avea, deci nu ar vedea nimic. Doar dacă sunt acte de violență, ceea ce nu am văzut, cu părere de bine, atunci se pot implica atât poliția sau se cheamă poliția sau salvarea. La noi, în Moldova, încă este o rușine socială și preferăm să ne acoperim ochii sau să facem haz și să ne uimim de acești bolnavi mental. Eu cred că este timpul să înțelegem că a fi bolnav mental nu este o alegere, este ceva care nu se poate controla, totodată putem să ținem sub control cu tratament acești bolnavi, în cazul în care bolnavul are o familie sau în cazul în care bolnavul este protejat de către stat. Pentru că foarte mulți bolnavi mentali, de foarte multe ori familia se refuză total, pentru că nu pot susține, nu mai pot contribui la viață, pentru că statul nu contribuie și atunci ce se întâmplă? Cel puțin în Moldova se refuză de membrii familiei și atunci, pentru că efectiv pentru membrii familiei este prea mult. Da? Și ei refuză de acest membru a familiei, își schimbă locuința, am auzit și așa, sau îi dau afară din locuință, când de fapt aici este necesară intervenția statului și intervenția de ajutor atât în anumite cazări, adică în tip azil închis sau susținere medicamentoasă. Deci oamenii aceștia au nevoie de susținere. Și repet, dacă este cazul familiei unde se poate susține financiar ca acești oameni să fie într-un azil, este cazul să se facă sau cel puțin de sprijinul statului este foarte important. Cum am zis, noi când am apelat la ajutorul statului am fost din start refuzați pentru că trebuia noi să avem grijă de toate patru de ea, refuzând sau renunțând la viața noastră personală. Nu contează averea ta, nu contează pe cine cunoști sau nu cunoști, nu contează bijuteriile și mașinile care le deții sau casele care le deții. Dacă nu ești stabil mental, atunci viața ta e pusă pe stop, e pusă pe hold și este foarte, foarte important să avem grijă de sănătatea noastră mentală ca să nu ajungem în depresie, pentru că depresia cauzează, poate merge mai departe, să ajungem în diverse boli mentale și este cazul să avem grijă atât de sănătatea noastră mentală, cât și de sănătatea mentală a celor din jur.
Organizația Mondială a Sănătății estimează că fiecare a patra persoană s-a confruntat sau se va confrunta cu o problemă de sănătate mentală pe parcursul vieții. În Republica Moldova, aceste tulburări sunt diagnosticate mult mai rar decât ar fi nevoie, fiindcă oamenii nu se adresează la specialiști de teamă că vor fi considerați nebuni. Deseori, problemele de sănătate mentală sunt cauzate de factori externi, cum ar fi abuzul, divorțul, moartea unui om drag, dar și de sărăcie, instabilitate, migrație și un factor foarte actual acum, de conflictele militare. Dacă ați observat la voi sau la cineva apropiat anumite simptome legate de sănătatea mentală, discutați cu medicul de familie, iar acesta va decide dacă este necesară adresarea la un centru comunitar de sănătate mentală care oferă asistență medicală și reabilitare psihosocială. În descrierea acestui video las un link cu mai multe informații despre acest serviciu și unde se află cele 40 de centre de ajutor. Aveți grijă de sănătatea voastră, atât fizică cât și cea mentală. Apreciați și distribuiți acest video, căci poate fi de folos unui om care chiar acum are nevoie de ajutor. Scrieți în comentarii opinia voastră despre istoria pe care ați auzit-o. Iar dacă aveți și voi o istorie de viață interesantă pe care vreți să o povestiți, vă rog să-mi scrieți un mesaj aici, pe Instagram. Vă mulțumesc!